Căldura excesivă nu aduce doar insolații, ci și otită sau amigdalite cauzată de aerul condiționat. Pentru a nu ne periclita sănătatea, medicii ne recomandă să pornim aparatele mai rar, iar atunci când este neapărat nevoie să nu scădem foarte tare temperatura. Trecerea rapidă de la atmosfera supraîncălzită de afară la răcoarea oferită de aerul condiționat are efecte negative asupra sistemului imunitar. Pot apărea dureri de cap, tulburări digestive sau tulburări nervoase. Pentru a preveni aceste efecte, se recomandă ca diferența de temperatură între mediul exterior și cel interior să nu treacă de câteva grade. În momentul în care apare o trecere bruscă de la căldură la rece, apare vasoconstricția. Toate aceste modificări pot să aibă impact asupra economiei generale a organismului, asupra sistemului respirator în principal, sinusuri, parte de orele, parte respiratorie inferioară, deja nivelul plămânilor, cât și asupra sistemului cardiovascular, care trebuie să facă față de la un ritm cardiac accelerat ca să pompeze o cantitate mai mare de sânge, până la o încetinire a ritmului cardiac. Deci, practic, cam tot organismul este influențat. Atenție însă și la recomandările producătorilor în ceea ce privește folosirea aparatelor de aer condiționat. Acestea pot împrăștia virus, bacterii, polen sau mucegai. Aceste aparate de aer condiționat este foarte important să fie dezinfectate, corespunzător curățate, să fie schimbate filtrele atunci când trebuie, fără să seamănă acest lucru, pentru că acele filtre se îmbâxesc efectiv cu praf. Praful conține și multe microorganisme sau particule virale, care după aceea sunt recirculate în încăperea ventilată de către aparatul de aer condiționat. Un alt sfat este ca fluxul de aer să nu fie îndreptat spre noi. Acesta poate favoriza apariția rinitelor, faringitelor, amigdalitelor și laringitelor. De asemenea, aparatul de aer condiționat cu fluxul îndreptat direct spre cap poate să favorizeze apariția unor nevralgii de multe ori extrem de dureroase și greu de ameliorat.